Gafe peste gafe la primăria municipiului Târgu Jiu. Purtătorul de cuvânt al primarului Marcel Romanescu a transmis o adresă către Ministerul Culturii. Angajat a uitat însă să înregistreze hârtia folosind doar antetul primăriei. La final, adresa destinată ministrului George Ivașcu a fost semnată de Iang și nu de primarul Romanescu, așa cum ar fi fost normal. Biletul cu antetul primăriei a făcut însă cale întoarsă de la minister, fără niciun răspuns. Purtătorul de cuvânt al primarului Marcel Romanescu a gafat din nou. Aceasta a trimis o adresă către Ministerul Culturii prin care solicită informații legate de stadiul în care se află dosarul de nominalizare a ansamblului monumental Calea Eroilor pentru lista de patrimoniu mondial. Totul ar fi decurs normal dacă consilierul lui Romanescu nu și-ar fi arogat atribuții care nu-i aparțin. A fost trimisă de pe cabinetul domnului primar Romanescu singura scăpare care a fost la acea adresă a fost faptul că nu era semnată de domnul primar. De pe cabinet, da, se pot trimite documente, doar că nu a fost semnată de domnul primar. Biletul care prezenta doar antetul primăriei municipiului Târgu Jiu a ajuns și la viceprimarul responsabil de cultură, Adrian Tudor. Nu cred că poate un consilier al primarului să se adreseze printr-un astfel de document oficial unui ministru, ministrul culturii din România. Primăria Târgu Jiu este o instituție care trebuie să se respecte. Și prin astfel de practici, cred că nu creăm o imagine bună în rândul instituțiilor statului din România. Primarul municipiului, Marcel Romanescu, recunoaște greșeala și spune că hârtia a făcut cale întoarsă fără niciun răspuns. Da, este o scăpare a purtătorului de cuvânt că n-a trecut acolo, fiind totuși instituția prezentă în acea adresă, primarul trebuia să-și pună semnătura. A fost transmisă, din ce am înțeles, înapoi. O vom înainta, așa cum trebuie înaintată orice adresă, către Ministerul Culturii. Documentul solicitat de consilierul lui Romanescu Ministerului Culturii se află în posesia celor de la Centrul Constantin Brâncuș, dar acestora nu li l-a cerut nimeni.